Domnule primar, ne aflăm într-o perioadă foarte dificilă și la nivel național și vedem și la nivel internațional cu problemele ridicate de pandemie. Ce se întâmplă aici la dumneavoastră? Cum reușiți să treceți peste această perioadă? Aveți dreptate, este prima dată în istorie când poporul român se confruntă cu asemenea situație. Pandemia de COVID-19, unde este afectată întreaga populație a lumii, putem spune, inclusiv țara noastră. Raportându-ne la noi ca și comună componentă a județului Constanța, măsurile au fost destul de stricte, tocmai de aceea nu avem actualmente niciun caz confirmat cu pozitivitate. Au fost acum circa 3 luni, 3 persoane care au fost confirmate pozitiv la testul COVID-19, au fost internate în spital, iar momentan, repet, nu avem niciun caz pozitiv de COVID-19. Cu copiii, cu școala, cum vă descurcați? Pot să vă spun că am avut grijă să achiziționăm din timp dezinfectanții necesari, măștile de protecție necesare copiilor și cadrelor didactice. Am impus o distanțare în rândul elevilor, ne referim aici la băncile. A stat câte unul în fiecare bancă, am depărtat băncile. Adică am respectat toate măsurile care erau necesare pentru a împiedica, pot eu să spun, apariția, nu răspândirea, pentru că efectiv în rândul copilor nu a fost niciun caz, apariția acestei pandemii. Sunteți pregătiți pentru eventualitatea în care se va generaliza învățământul online, venind printr-o decizie la nivel central? Pot să vă spun că de circa 2 zile s-a trecut în scenariul roșu, adică învățământul online. Am luat toate măsurile necesare, adică mai bine aș vrea să spun, suntem în curs de achiziționare a tabletelor, a circa 280 de tablete, din bani de la bugetul local. Suntem în curs de, mai exact, suntem în curs de întocmire a acelui proiect care ne permite mai târziu decontarea, după achiziționare, decontarea sumei de la Uniunea Europeană. Am văzut că aveți în proiectele dumneavoastră și reabilitarea școlilor din comună. Da, aveți dreptate, de circa 4 ani și jumătate de când sunt primar al comunei Aliman. Am avut grijă de acest lucru. În fiecare an este câte ceva de făcut pentru copiii noștri. Vorbim aici la nivel de școli generale, pentru că avem 3 școli generale. Una cu personalitate juridică, Școala Generală Dan Spătaru Aliman, și încă alte 2 școli, Școala Generală cu clasele 1-4, Școala Primară Vlahii, și Școala Generală 1-8, Dunăreni. Da, este necesar, așa cum spuneam mai devreme, să intervenim în fiecare an. Anul acesta am investit o importantă sumă de bani în reabilitarea celor 3 școli din comuna noastră, însemnând zugrăveli interioare, zugrăveli exterioare, reamenajarea unui teren de sport din satul Dunăreni, la școala generală, mai exact, la școala generală din satul Dunăreni. Am modernizat toaletele, pentru că aici avem o problemă. Clasele primare în toate școlile dispun de toalete interioare, iar clasele 5-8 nu, trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar, repet, am modernizat toaletele. E o situație de provizorat, pentru că am întocmit proiectul tehnic de construire de toalete interioare pentru toate școlile componente. Toate școlile din comuna noastră, mai exact.